Doamne, miluiește-ne!
și acesta este însă scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și miartă mie greșeale, cele de voie și cele fără de voie, cu cuvântul, cu lucru, cu gândul, cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtași mă primești, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele și preacuratele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului în vecii vecilor. Amin. Se împărtășește Andrei. Cu cinstitul lucru și cu Sfântului Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sărătare cu preacuratele nemuritoarele și vecii să fie astfel frumoarele
Învigătătoare, Hristos, taine, cu vrednicie. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinirea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc, podoabă casei tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta și nu sapre noi cei ce nădăjduim într-o tine. Pace lumii tale dăruiește, biserici oprește la tot poporul tău, că toată dară cea bun și o dară de săvârșit de sus este, pogorând la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Oh!
fiat luminos, lauda și cântați și vă bucurați. Mititele în fășățele, îl scutec de cum acel, lauda și cântați și vă bucurați. Sfântul Doamne nu răzbate, neaua nici nu-l atinge, lauda și cântați și vă bucurați. Și de acum până pe cie, mila Domnului să fie, lauda și cântați și vă bucurați. Învățați să prețuiți darul cel mai mare pe care vi l-a dat Dumnezeu, libertatea voinței și a conștiinței. Putem să o folosim cum trebuie, ca și aceste mijloace de mass media, internetul și toate cele. Dacă vom învăța să le folosim spre slava lui Dumnezeu, putem ajuta copii bolnavi, bătrâni, uitați de familie, prieteni, rude, părinți sau chiar dușmani. Pentru că porunca cea mai mare este, după cum spune Mântuitorul, iubiți și pe vrăjmașii voștri. Este atât de grea porunca aceasta. Dar dacă vom învăța să o punem în aplicare, vom putea dobândi Împărăția Tatălui Ceresc.
Iubiți credincioși, multe ar fi cuvintele care îmi vin în minte la această zi cu adevărat minunată, prin care l-am slăvit pe Dumnezeu, căci astăzi încep colindele noastre să se audă. Începând cu de ziua de ieri, colindele închinate Sfântului Apostol Andrei, cel care ne-a încreștinat pe noi români, să nu ne pierdem până la sfârșit. Fie ca ziua de astăzi să fie una plină de bucurii duhovnicești. Pentru cei care ați venit, iar pentru cei care n-au venit și i-am așteptat, Dumnezeu să le răsplătească darul lor și îi așteptăm în continuare în mijlocul nostru. Căci cea mai mare bucurie este să fim frați împreună la bine și la rău. La mulți ani, iubiți creștini ortodoși, români de pretutinde. La mulți ani!